Bine ați venit la conferința de presă a Partidului Național Liberal. Ce să zic, ne revedem după o perioadă, zic eu, nici foarte lungă, nici foarte scurtă. Dar astăzi avem un subiect extrem de interesant și vreau să supunem atenției toate problemele legate de acest subiect, legat de problema proiectului pe apă și canalizare, despre care în ultima perioadă s-a făcut destul de mare tamtam în presa giurgiuveană și nu numai. Au fost conferințe de presă, au fost comunicate de presă, pe care sunt convins că le știți, le cunoașteți. Doar că au rămas foarte multe aspecte neclarificate. Și din această cauză am ținut să facem o conferință de presă pe acest subiect. Și aș vrea să încep cu situația acestui ADI și data de la care a început epopeea problemelor legate de proiectul POIM 2014-2020. Pentru acest motiv l-am rugat și pe colegul meu din birou județean, pe domnul Dumitru Beanu, și pe ceilalți colegi de la municipiu, consilierii municipali, pentru a clarifica mai bine aspectele. Și mă refer acum la strict la domnul Beanu, pentru că o bună perioadă de timp dânsul a fost președintele ADI-ului de apă și canalizare. Și aici mă refer în perioada 2014-2016, dacă nu mă înșel. Perioada în care acest subiect era la fel de tumultos, dacă nu, poate chiar mai tumultos decât acum. Doar că atunci trecea neobservat din cauza faptului că nu erau foarte multe comunicate de presă, nu se făceau publice aspectele care țineau de blocarea sau deblocarea proiectului. Și aici vreau să mă refer la următoarea problemă. În 2014, în primăvara anului 2014, domnul primar Barbu, pe atunci tot primar al municipiului, s-a opus cu vehemență, în nenumărate rânduri, în ceea ce privește punerea pe ordinea de zi a proiectului care viza, a proiectului de hotărâre de Consiliu, care viza extinderea asociațiilor de dezvoltare cu 27 de noi membri, exact acei membri, acele OAT-uri, care astăzi fac parte sau sunt cuprinse în investițiile ce urmează a fi implementate pe programul operațional Infrastructura Mare, perioada de finanțare 2014-2020. Deci această opoziție a dânsului față de proiectul de extindere a Asociației de Dezvoltare vine începând din anul 2014. De ce? Exercițiul, după cum bine știți, a început în 2014, iar la momentul acela se impunea extinderea asociației cu noi membri. Această extindere s-a făcut ulterior printr-un proiect de hotărâre inițiat de grupul de consilieri municipali de la acea vreme ai PNL-ului, la care am achesat și eu votând acel proiect de hotărâre, a trecut proiectul de hotărâre peste dorința domnului primar Barbu, dând posibilitatea astfel ca în Asociația de Dezvoltare să se adopte o hotărâre de Consiliu, document care era absolut necesar pentru a putea duce mai departe procedurile în ceea ce privește atribuirea contractului de asistență tehnică și toate celelalte proceduri. Văzând toate aceste aspecte, domnul primar Barbu a catadisit să atace în instanță acea hotărâre dată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Sănătate Asigurată prin Apă Curată, la momentul acela, 2014-2015, ceva de genul acesta. Ne-am judecat timp de 2 ani și jumătate ADI-ul cu UAT Giurgiu și trebuie reținut următorul aspect. Domnul primar Barbu a dat în judecată în nume propriu, neținând cont de faptul că singura entitate recunoscută în mod legal de atât de Comisia Europeană de Finanțator, cât și de toată legislația în domeniu, este nimeni alta decât Consiliul Local, nu primarul.
Și aici vreau să punctez. Primarul nu este tot una cu Consiliul Local. Primarul este executivul, iar Consiliul Local este legislativ. Drept urmare, reprezentarea este a Consiliului. Într-un final, după ce au trecut cei aproape 3 ani de zile, am reușit să câștigăm definitiv și irrevocabil împotriva domnului primar Barbu acest proces și am continuat cu procedurile necesare. Din acest motiv, proiectul de la Giurgiu este întârziat cu aproape 4 ani de zile și asta se datorează tot acțiunilor inconștiente, zic eu, ale primarului de Giurgiu, domnul primar Barbu. Mai departe, aș vrea să-i dau posibilitatea și domnului Beanu să puncteze și să, eu știu dacă mai consideră că trebuie adăugat ceva la ceea ce am spus eu, ca să nu trecem peste subiectele. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Sincer, am considerat că este bine și pentru mine și poate și pentru formațiunea din care fac parte, în această perioadă să privesc cumva mai de departe ce se întâmplă în sediu și în județul Giurgiu. Am pus suflet, credeți-mă, în perioada în care am fost în prima linie a formațiunii și în administrație. Acesta este unul dintre proiectele cele mai apropiate mie și categoric cel mai important pentru municipiul și județul Giurgiu. Și o să facem eforturi. Am venit aici, după cum vedeți, într-un număr mare, să vă ajutăm să înțelegeți și la rândul noastră să-i ajutați pe giurgioveni să înțeleagă cât de important este acest proiect. Și care sunt posibile repercusiuni ale nerespectării a ceea ce s-a stabilit în trecut. Trecut pe care, dacă n-ați voi, îl aduc aminte cât de succint reușesc. Totul a început, e propriu spus, lucrurile au început bine înainte de 2008, când am preluat eu președinția Consiliului Județean, în sensul că a apărut ghidul pentru accesarea sumelor necesare pentru modernizarea sistemelor de apă și canalizare. Și pe baza negocierilor cu ghilimele de rigoare între liderii județului de atunci, Lucian Indrescu și Victor Boiangiu, s-a intrat repede într-un impas. Anume, una dintre condițiile impuse de Uniunea Europeană ca să dea 10 de milioane de euro atunci pentru modernizarea acestor rețele, era să existe un operator obligatoriu al regiunii, adică al județului în cazul nostru, care ulterior să gestioneze administrarea acestor sume de bani și să pregătească și alte aplicații ulterioare. Consiliul Județean, eu ușor să vă aminte, la ora aceea n-avea o societate care s-ar fi putut încadra în tiparul acestui operator. Evident că nici nu s-a dorit înființarea uneia, pentru că era o prioritate stabilită, primii bani să meargă la municipii, reședințe de județ și orașe mari. În situația asta, Lucian Iliescu, consider eu de bună credință și inspirat, lucrând, a cedat operatorul municipiului, APA Service, da? Aquaterm era pe partea de încălzire, cred că APA Service se numea și atunci, ca și operator regional, i-a cedat atribuțiile, ca să spun așa, ca modalitate de rupere a acestui blocaj și de accesarea fondurilor. Au venit peste 50 de milioane de euro, dintre care, așa cum s-a întâmplat în toate județele, marea majoritate, 43-44 milioane, au reprezentat investiții în municipiu și dacă acum nu sunt probleme majore în Giurgiu, în oraș, pentru ceea ce înseamnă funcționarea acestui serviciu vital pentru o comunitate, nu sunt pentru că acei bani au servit foarte, foarte mult pentru îndreptarea tuturor sau celor mai multe dintre problemele legate de, în primul rând, de vechimea instalațiilor. Da? Dar pentru accesarea acestor bani, ca totdeauna sunt condiții de îndeplinit, s-a semnat un contract de finanțare cu niște condiții de o parte și de alta. Acei bani, o sumă mare la momentul ăla, tot cea mai mare era și la momentul ăla, vorbim acum de etapa a doua, când iarăși de cea mai mare sumă pusă la dispoziție județului Giurgiu, de data aceasta banii merg logic spre comunele din județul Giurgiu, o parte dintre ele. Și ar fi fost normal ca fiecare parte să respecte obligațiile. Numai că între timp, deși actualul primar ar trebui să preia responsabilitățile în totalitate, fără niciun fel de condiționare semnată de precedentul, domnul Barbu, din motive care mie mi-au scăpat și îmi scapă, are o poziție total obstrucționistă, care face rău nu atât domnii sale, chiar dacă o să mai câștige un mandat, cât orașului și perspective de a accesa bani europeni. Acum vorbim de 104 milioane de euro erau când eram eu președinte la Societatea de Dezvoltare. Înțeleg de la 106. Au suplimentat sumele.
106 care se transformă ușor-ușor într-o sumă între 130 și 150 de milioane, dat fiind faptul că standardele de cost au crescut și a intervenit și această faimoasă ordonanță de guvern 114 care ridică și acolo costurile construcției. Bun. Deci vorbim de 150 de milioane de euro rotund, bani pentru 23 de comune din județ, care la ora asta nu au apă și canalizare și nici nu au posibilitatea să acceseze alte fonduri. Nici Ministerul Dezvoltării, nici alte fonduri europene, fonduri de mediu sau ceva, exact pe condiția că fac parte dintr-un ADI și este în derulare un proces prin care și-a rezolvat această investiție importantă. Mai mult decât atât, eu am făcut, m-am tot la Consiliul ca administrator lista investițiilor prioritare. De atunci era trecut și Giurgiu cu 7 milioane de euro. Înțeleg că suma a crescut la aproape 10 milioane de euro. Deci Giurgiu nu face gratuit acest serviciu pe care oricum era obligat să-l facă prin atitudinea domnului primar. Dar pierde 10 milioane de euro în exercițiul ăsta și nu văd niciun motiv la care realist să ne gândim că vor veni bani și pe exercițiul următor 2020-2027. Când iarăși Giurgiu poate să primească orașul, mă refer, dacă dorește și are un proiect bine întocmit, poate să primească iar zeci de milioane de euro pentru extinderea rețelei, extinderea intravilanului, extinderea orice dorește primarul care va fi din 2020. Sper să fie unul mai realist. Dacă mă întrebați pe mine, nu vreau să fiu răutăcios. De aceea vreau să subliniez. N-am venit aici nici să plătesc polițe, nici să dau lecții, dar mi se pare în condițiile astea inacceptabilă situația și faptul că avem de-a face cu un personaj care are puteri oferite în urma votului din 2020, nu le exonerează sub nicio formă de a privi cu mare atenție, cu responsabilitate și cu un dram de înțelegere pentru ceea ce vor giurgiuvenii legat de acest serviciu reprezentat. Știți, doamne, ce vor să afle giurgiuvenii la noastră? Cu ce închietează sau care este motivul pentru care nu pot fi accesate acești bani? Pe care să fie motivul? La ce vreți? Faptul că dumneavoastră acum și domnul consilier județean Berit aduc o serie de acuze primarului, fondate sau nefondate, nu sunt jurist ca să pot să mă pronunț, dar eu tot nu înțeleg banii ăștia. De ce nu pot fi accesați? Ce împietează lucrul ăsta? Ce ne deranjează? Ce ne supără? Și care e problema? Da, mulțumesc pentru întrebare. Este simplu răspunsul. Exact acele condiții pe care UAT Giurgiu și le-a asumat în ceea ce privește implementarea de proiecte europene. Acele condiții se referă la respectarea legislației impuse de finanțator, pentru că de fiecare dată cine finanțează... Ce înseamnă asta? Păi, exact acea solicitare făcută de noi ADI-ul de a intra în legalitate pe articolul 27 alineatul 3 din legea 51/2006 se referă strict la una dintre regulile in-house impuse de Comisia Europeană ca fiind obligatorii pentru cei care accesează fonduri europene. Deci în momentul de față, consultantul Eptisa România, care pregătește documentația pentru acest proiect POIM 2014-2020, care are termen de depunere în 30 noiembrie anul ăsta, și de-aia este și această insistență, a pregătit documentația vis-a-vis de analiza instituțională. Analiza instituțională se face pe trei componente. Componenta. Deci, sunt trei entități incluse aici. ADI, operator, APA Service SA și UAT-uri membre. Aceste trei componente sunt analizate. Aceste trei componente trebuie să respecte condițiile impuse de Comisia Europeană și de legislația europeană transpusă în legislația românească. Una dintre legile despre care discutăm în acest sens este exact legea 51 pe care vă spuneam mai devreme. Obligația este să respecte ADI-ul, să-l lase să-și facă controlul direct și influența dominantă asupra operatorului. Asta prima problemă, care nu este respectată. Doi, să meargă pe principiul solidarității pe care și l-a asumat UAT Giurgiu la momentul 2007, când a accesat fondurile pe post mediu 2007-2013 și, de asemenea, să fie Comisia Europeană spune că directorul, operatorul cu ADI-ul trebuie să fie ca soțul și soția într-un mariaj perfect. Da? Așa spun ei că trebuie să fie această colaborare. Haideți să vă spun altceva. Autoritatea... Nu. Haideți să vă spun... Asta este spusă de fostul comisar european care avea în gestiune aceste fonduri pe apă și canalizare, pe mediu. În momentul de față,
Consiliul Local Giurgiu, necunoscând toate aspectele și toată legalitatea care intră în, care ar trebui respectată în acest domeniu, și trebuie să recunosc că este și foarte multă demagogie la mijloc, adică toată lumea pune problema după bunul plac, în niciun caz neținând cont de ceea ce trebuie ținut cont, ADI-ul este obstrucționat să-și exercite controlul direct și influența dominantă asupra operatorului, pe de o parte. Pe de altă parte, toate fondurile și toate activitățile de la operatorul regional în momentul de față sunt contrare până și actului constitutiv al operatorului. Și dacă avem timp, o să vă citesc ce drepturi speciale are conferite ADI-ul de către toți acționarii operatorului și care nu sunt respectate nici măcar unul dintre ele. Începând de la numirea Consiliului de Administrație și până la avize pentru orice investiții. Deci ADI-ul este pupila UAT-urilor membre în relația cu operatorul regional. Și să nu uităm un lucru. Contractul de delegare al serviciului este semnat între ADI și operator. ADI împuternicit de toate UAT-urile membre, inclusiv de către Consiliul Local Giurgiu. Deci oamenii ăștia ignoră... Deci ADI este un fel de intermediar. ADI ăsta este reprezentantul tuturor UAT-urilor membre în relația cu operatorul. Da? Și primăria vă întreba, ce a contestat primarul, de fapt? Primarul contestă tot ce înseamnă cadrul legal incident în domeniu. La o conferință de presă ne spunea că unele UAT-uri nu au declarat intenția de a... Nu era bulentin. S-au făcut solicitări și s-au raportat 2.200 de cetățeni și sunt înregistrați 1.000 și câtva, 1.200. Da, unde e diferența? Nu. Dați-mi voi să fac eu câteva precizări și ultima dată, dacă mai înțeleg, dacă nu aveți întrebări punctuale. Problema asta eu am pățit-o vis-a-vis de cum este administrat, care sunt avantajele și dezavantajele. Am pățit-o pe pielea mea în 2016, când v-a ajutat aminte, domnul primar, am prăștiat în tot orașul, scrisori la toate adresele, că vezi, Doamne, vrea Beianu să mărească prețul apă. Asta e o abordare, la fel, care, vorba mea, jignește Giurgiu. Populistă. Dar, ce să zic, asta e România. De asta avem atâtea probleme în toate domeniile, pentru că acceptăm ca oameni care mint cu nonșalanță să fie acceptați în comunitate și mai să se mai și conducă din când în când. Înțeles foarte exact. Mesul problemei reprezentat de acest operator, care el nu mai trebuie să rămână în subordinea primăriei și exclusiva primarului, trebuie să treacă la ADI pentru că așa spune legea. Așa spune legea. Vă rog să mă credeți. Asta v-a spus colegul meu. Da? Sigur că avem sumedenie de argumente în sensul ăsta. De la banii accesați de municipiu, la banii care pot fi accesați în viitor, la bunul mers al lucrurilor pentru unitățile administrative teritoriale din județ, care sunt tot colegi de administrație, inclusiv domnul Bar, nu doar cu mine, da? Niciun argument nu poate fi luat acum și apreciat ca și suficient pentru atitudine obstrucționistă. Că vorbim acum de bună gestionare a acestui serviciu în toate comunele în care există și va exista rețele de alimentare cu apă și canalizare, e o altă discuție. Asta face parte din managementul pe care putem să-l impunem, nu eu, cei care vor răspunde, astfel încât eficiența acestui serviciu să fie dovedită. Revenind la scrisoarea domnului Barbu, și-a făcut atunci campanie spunând că dânsul apără giurgiuvenii și că păstrează prețul scăzut la apă și că, vezi, Doamne, intrarea în acest ADI ar aduce majorări. Este iarăși fals și jignitor să folosești argumente atât de rupte de realitate și scoase din context. De ce? Pentru că numai târziu de ianuarie 2017, de după ce a câștigat alegerile, fără să n-am citit eu nimic în presă, cel puțin, municipalitatea a pus operatorul sau operatorul acelui ce a obținut acceptul municipalității să mărească prețul la apă. Și n-a fost singura dată. Și acum, recent, acum o săptămână sau două, am avut ocazia să parcurg un material prin care am văzut că iarăși operatorul, cu mai mult ca sigur cu binecuvântarea domnului Barbu, iar cere o majorare de deci peste... Deci nu a solicitat. Nu, dumneavoastră, deci încă o dată. Este total fals. Asta spune colegul meu. Deși operatorul trebuie să fie în subordinea ADI-ului, operatorul, prin conducerea actuală, răspunde în mod ilegal doar la comenzile domnului Barbu.
Și acest argument cu majorarea prețului la apă, chipurile, dacă se schimbă situația, este fals, pentru că exact asta spun. Cel puțin în două rânduri, primăria și ADI-ul a convenit tacit și fără să anunțe cu mare tamtam, evident, și poate nici dumneavoastră n-a sesizat, să mărească prețul apei și cu atât comunitatea nici n-a sesizat în anul ăsta de scumpiri. Deci trebuie să separăm un pic minciuna și populismul de lucruri evidente și clare. Eu știu că cea mai mare parte dintre români și dintre giurgiuveni implicit acceptă calea pro-europeană și înțeleg că accesarea unor fonduri europene consistente este singura soluție ca să rezolvăm niște probleme vitale cu care ne confruntăm de zeci de ani și dacă nu le rezolvăm acum, ne vom mai confrunta alte zeci și sute de ani. Ori aici suntem cumva pe munche de cuțit. Luăm acești bani foarte mulți, prea mulți ca să îi lăsăm la îndemâna unui temir cine, da? Și asta ne poate afecta accesarea și în alte domenii. Pentru că Comisia e una singură, care dă bani în multe domenii. Domnul președinte, o singură întrebare și nu vă mai deranjez. Nici eu nu vă mai deranjez. Admițind ideea fericită că vom accesa cei 150 de milioane urmare creșterii prețului de cost, așa? Da. Cine va gestiona acești bani? Cine va fi cel care va da contractele spre execuție? Cine va gestiona lucrările? Operatorul. APA Servis. Operatorul, da. Deci nu ADI. Nu, operatorul. Consiliul Județean n-are nicio legătură. Are un deci, toți membrii ADI, îmi cer scuze că am intervenit brutal, toți membrii ADI au un singur vot. Un singur vot, egal. Fiecare cât un vot. Municipiul Giurgiu este egal cu Consiliul Județean, Consiliul Județean este egal cu, eu știu, Găujean, da? Malul sau alte localități. Această chestiune este foarte bine reglementată prin lege. Iar gestionarea sumelor de bani venite prin intermediul acestui proiect, sau mai bine spus, licitațiile de lucrări și toate cele, le face operatorul. Dar în analiza instituțională impusă de Comisia Europeană, de-aia insist și insist că trebuie să intrăm în legalitate. Oricând, când se sesizează problemele cu care noi ne confruntăm, în momentul ăla se blochează, am raportat problemele, dar cu mănuși albe. Înțelegeți? Problema este în felul următor. Suntem obligați, noi ca autoritate delegantă, noi suntem autoritatea delegantă a serviciului în numele OAT-urilor membre și dacă aveți timp într-o altă conferință de presă, vă aduc documentele sau într-o conferință a ADI-ului, că vrem să facem și o astfel de conferință, dar cu participarea MEPOIM, Ministerul Fondurilor, ca să fie foarte bine ancorată în realitate și consfințită și de cei în măsură, adică de reprezentanții UE în România, o să vedeți că tot ceea ce spun eu și noi cei de la ADI este purul adevăr și este conform legii. Nu avem în spate niciun interes al cuiva, nimic altceva. Trebuie să intrăm în legalitate pentru că se pot bloca sumele de bani și cere bani înapoi oricând. Înțelegeți? Chiar dacă noi depunem aplicația. Iar în momentul ăsta suntem într-o situație extrem de, să zicem, nefavorabilă. Vă explicam mai devreme că tocmai ce a făcut consultantul analiza instituțională și a depus-o mai departe către AMEPOIM, Ministerul Fondurilor. Această analiză instituțională, în contextul în care noi venim cu o contestație, s-a aruncat în aer tot. Iar aceste riscuri trebuie eliminate. Comisia Europeană, mai nou, se uită și la virgulele puse în neregulă. Nu mai zic la alte chestiuni mult mai importante. Și ca să fim corecți, în momentul de față, domnul primar Barbu are interese directe acolo. Și aici vreau să spun următoarea chestiune. Și aici trageți dumneavoastră concluzia. Fira dânsului este reprezentanta Consiliului Local în AGA al operatorului, cu 83% vot. Nașul dânsului este consilierul personal al directorului operatorului, director numit nelegal, atât în CEA, cât și împuternicit ca director. E nevoie să mergem mai departe? Da. Direcționarea fondurilor operatorului pe niște lucrări, fără respectarea cadrului legal în ceea ce privește avizarea de către asociație și toate celelalte aspecte. Da? Lucrarea de pe Ramadan, acel colector pluvial, am obosit câte adrese am făcut către operatorul regional, iar directorul de la operatorul regional nici măcar nu catadisește să învețe actul constitutiv
al societății pe care o conduce. Ce nu mai zic. Colectorul ăla este făcut pe banii operatorului. Întreb eu, proprietar, cine va fi? Că operatorul nu are proprietate. Nimic. Operatorul nu este investitorul UAT-ului Giurgiu. Operatorul este operatorul sistemului. Se subînțelege din titulatură. Da? Și este operatorul regional. Mai mult decât atât, conform articolului 28, alineatul 2, indice 1, litera A, din legea 51, unde se spune foarte clar în ce condiții se exercită și de către cine controlul direct și influența dominantă asupra operatorilor regionale, acolo unde este contract de delegare, cum este cazul nostru, da? Se spune foarte clar că se exercită de către ADI în numele și pe seama UAT-urilor membre, conform împuternicirii date inițial. Împuternicirea există din 2007 și este valabilă pe toată perioada contractului. Dacă adică, se rezolvă aceste probleme până când e termenul, se pot pierde acești bani, 160 de milioane de euro? Doamnă, la o simplă adresă și un simplu referat către Comisia Europeană, proiectul ăsta este istoric. Da? Așa că, domnul Barbu, să mai analizeze când face că e exclus. Eu vă spun că e inclus, domnule Barbu. Dar, acum, fiți conviști că nu dramatizăm. Pentru comisie e deja uzual, în cazul României, să retragă finanțări sau să ceară bani înapoi pentru investiții care au avut deficiențe mult mai mici. Poate știți, la Consul Județean s-a câștigat un proiect pe programul transfrontalier România-Bulgaria, DG 504-504, modernizare. Toți cei 5 milioane de euro au fost dați înapoi. Da? Pentru că s-a depășit perioada de implementare a proiectului. Asta a fost singura culpă, cu ghilimele de rigoare. Deci nu vă închipuiți că eu sau colegul meu prezentăm situația de o manieră catastrofală ca să impresionăm pe cineva. No, situația chiar este foarte gravă și o să ne putem trezi, sper eu să nu fie prea târziu, cu o situație din care să nu mai ieșim. Giurgiu să fie în faliment pentru datorită sumelor pe care trebuie să le rambulseze și perspectivele să fie cenușii pentru că nu vom avea acces la alți bani europeni. Nu mai spun că primăria la ora asta peste 1000 de miliarde de lei vechi datorii și nici surse proprii n-avem. Deci mie nu-mi pasă neapărat că un om încalcă legea, indiferent cum îl cheamă. Dar trăiesc în orașul ăsta. Deja mă mănâncăți în țară și să zicem că nu mai ești din casă. Dar n-aș vrea să mă trezesc că nu mai am nici apă, că nu mai am nici lumină pe stradă sau că mai știu eu ce se poate întâmpla. Bun, ce intenționat să faceți? Bun, aș vrea să mai completez un pic ce a spus domnul Bean. Am cam monopolizat discuția, ne cerem scuze colegilor noștri. Da. Eu am venit de demult din trecut și trebuie să recuperez. Da, sunteți nevorbit. Haideți să revenim un pic la modificarea prețurilor și tarifelor. Prețul este la apă și tariful este la canalizare, ca să clarificăm pentru toată lumea să facă distinție. Nimic mai fals decât retorica pe care a încercat să o aducă în fața giurgiuvenilor tot domnul primar de Giurgiu. De ce? Prima majorare de preț și tarif a fost solicitată de către operator către ADI la începutul anului 2017. Și s-a trecut de la... Și avem documentele în față, adică nu vorbim doar de dragul de a ne afla în treabă. Deci majorarea a fost de la 2,7 lei per metru cub la apă, la 3,46 lei per metru cub fără TVA, da? Iar la canal, tariful la canal a crescut de la 2,54 la 2,98. Asta la începutul anului 2017. Mai precis, data este 16 ianuarie. Se putea majora tarifele astea fără aprobarea consilierilor locali? Nu. După mine, nu. Nu, se pune pe ordinea de zi. Suntem... Teoretic, nu. Din păcate am asistat de nenumărate ori și am fost nevoit să contest anumite hotărâri luate de Consiliul Local. Ba mai mult, a fost chemată și prefectura la una din discuțiile cu AMEPOIM, Ministerul Fondurilor, și i s-a atras atenția că acolo unde deciziile Consiliilor Locale, membre ADI, intră în contradicție cu prevederile legale, se procedeze de îndată la atacarea lor în contencios și punerea în legalitate a lucrurilor. A doua problemă legată de o oarecare majorare a fost în 21.1.2019 și aici vorbim de restituția la canalizare. Restituția la canalizare înseamnă, eram singurul operator din țară, eu am tot ridicat problema asta pentru că era pe lângă legislația în vigoare,
Noi aveam stabilit 75% din apa contorizată, apa potabilă contorizată, se factura 75% canalizare. Iar ordinul ANRSC, nu mai știu numărul, dar vă rog să mă scuzați pentru asta, care reglementează situația asta, spunea foarte clar că se poate doar între 80% și 100%. Da? Și asta în baza unei analize făcute temeinic de o entitate specializată pe așa ceva. S-a făcut de o societate care a fost contractată în sensul ăsta, s-a făcut această analiză și a reieșit că restituția la canalizare pentru consumatorii casnici să fie stabilită la 95%. 95% ăsta nu e tot una cu 75%. Adică e una să aplici un procent de 95% ori prețul, ori cantitatea consumată și alta e să aplici 75%. Se subînțelege că e vorba de un venit în plus. Și asta discutăm de 21.1.2019. Iar bomboana de pe colivă vine acum, săptămâna trecută. Iar aici vă rog să fiți foarte atenți, ca să înțelegeți. După ce a făcut tot tamtamul ăla în presă, lăsăm la o parte că această conducere a operatorului, managementul operatorului, este gestionată de domnul primar Barbu de 7 ani, de Consiliul Local se subînțelege, dar văd că direct de domnul Barbu, prin oamenii dânsului, impuși Naga și CEA, dar răspunzători sunt ADI, în solidar cu operatorul, iar din partea UAT-ului Giurgiu, Consiliul Local. În niciun caz primarul. Deci primarul nu are nicio răspundere. Doar dacă se blochează serviciul definitiv, atunci îi sar în cap cetățenii, ca să fim corecți. Da? Altfel, nici măcar nu respectă legislația, pentru că este obligat, chiar dacă este delegat serviciu, este obligat să se asigure că acest serviciu este asigurat 24 din 24 și că este asigurat la niște standarde impuse de lege. Este obligat, chiar dacă e delegat serviciul respectiv. Iar revin la prețul și tariful pe care ni-l solicit acum să-l avizăm noi în ADI. Deci din balanța de verificare la luna mai 2019, operatorul regional propune o majorare de la 3,46 cât este în prezent, la 4,39, iar la canal o majorare a tarifului de la 2,98 la 3,52. Da? În schimb, ANRSC-ul, care are un președinte, fost director de operator regional de la Buzău, domnul Tescaru, a analizat situația și n-au fost de acord cu propunerea operatorului și au avizat la nivelul de 3,84 lei per metru cub, exclusiv TVA, pentru apă și la 3,49 lei per metru cub, exclusiv TVA, pentru canalizare. Dar la articolul 4 al avizului spune foarte clar, prețul și tariful menționat mai sus urmează să fie aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în conformitate cu prevederile articolului 35 alineatul 8 din Legea Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare, numărul 241/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare. Da? Deci, ca să înțeleagă odată și domnul Barbu, de ce n-a trimis ANRSC-ul la Primăria Giurgiu? Că tot spune că batem noi câmpii. Și asta așa ca și o întrebare. Care nu suportă TV? Da. TVA-ul s-a diminuat. TVA-ul la prețul la apă a coborât de la 19% la 9% la începutul anului 2019. Dar sunt niște creșteri semnificative. Sunt niște creșteri semnificative de venituri ale operatorului. Și da, să nu uităm un lucru. Pierderile înregistrate de operator, mai pe românește, sau mai bine zis după placul Comisiei Europene, balanța apei, ca să înțeleagă și cei de la operator ce vreau să spun, se află cam la același nivel ca acum 7-8 ani. Adică pierderile sunt în continuare la nivel foarte ridicat. Asta înseamnă că nu există eficiență, dar încercăm să trăim din mai punem 2 lei, mai punem 1 leu, mai punem 50 de bani. Și pe managementul impus de domnul primar Barbu. Deci lucrurile astea ar trebui să vă dea de gândit. Bun, haideți să... Veți zice și ceva politic? Nu, nu, politic nu. Va fi o conferință în ieri. Poftiți!
început să ne jurnalist. Nu, nu. Rugămintea mea este ca... imediat o să vorbesc de proiectul. Cei dintre voi care au ceva de spus pe proiectul ăsta... Dar vreau să le spun și cetățenilor, practic, că tot prin lege se stabilește tariful și anume la limita suportabilității populației. Care e suportabilitatea? Suportabilitatea este 2,5 din, din venitul mediu garantat per familie. Suntem mult sub, dacă mă întrebați pe mine. Da? Pentru că au crescut veniturile, iar 2,5 ăsta, dar nicăieri în țară nu se respectă. Sunt foarte puține locuri în țară care respectă treaba asta. Dar haideți să nu uităm un lucru. Că dacă ne uităm la argumentația pe care operatorul o insinuează când cere măriri de majorări de tarife și de prețuri, în mare parte se referă la creșterea energiei electrice, creșterea carburanților, creșterea costurilor cu munca vie, creșterea salariului, creșterea nu știu care. Da? Așa că domnul Barbu bate câmpii când spune că va crește prețul din cauza proiectului. Păi uită că a băgat 43 de milioane de euro în sistemul de alimentare cu apă și canalizare, tot pe aceea structură instituțională pe care riscă să-i dea înapoi Giurgiuveanu, nu primarul, că nu primarul personal îi dă înapoi, ci Giurgiuveanu, din banii aia puțin pe care îi are. Și așa că trebuie să gândim mult mai profund. V-am plictisit? Nu mi-ați plictisit, dar vreau să repună pe... Bun, aici vă rog... ...din de zi, acest proiect. Vă rog să expuneți. În cursul zilei de astăzi am inițiat grupul consilierilor municipale PNL. A inițiat un proiect de hotărâre pe care l-am și depus în cursul zilei la registratura primăriei municipiului Giurgiu, privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației Dezvoltare Intercomunitară în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate tutelară. Acest proiect de hotărâre sau un proiect similar s-a aflat pe ordinea de zi într-o ședință extraordinară din iulie, mai exact pe 10 iulie. La momentul respectiv, proiectul nu a trecut, proiectul de hotărâre, pentru că la momentul respectiv nici măcar noi, consilierii PNL, nu am avut toate datele situației. Am înțeles că pe termen lung și municipiul va fi afectat de stoparea implementării acestui proiect și cumva pe termen lung pierde mai mult decât am câștiga dacă am aproba acest proiect. În egală măsură... Poftim? În ședința de consiliu. Pe 10 iulie. Cum ați votat? Împotriv. Împotriva ce? Împotriva aprobării mandatului special. Deci împotriva ceea ce spune domnul Velicu acum. Da. Și acum ce faceți? Vreți să întoarceți? Revenim cu proiectul, inițiem un proiect de hotărâre, același proiect, pentru că am analizat situația, am înțeles că de bună credință așa trebuie să acționăm. Am citit și contractul inițial pe care l-a semnat Consiliul Local Giurgiu, contract pe care nu l-am avut la îndemână la momentul respectiv. Domnul Velicu știe, dar el a fost consilier municipal, are experiență. O hotărâre de Consiliu nu se poate contesta sau nu poate fi revocată decât printr-o altă hotărâre de Consiliu. O altă hotărâre de Consiliu presupune să parcurgă toate etapele, inclusiv comisiile de specialitate. Da, da. Dar după asta urmează să se supună votului. Da? Întrebare. În cadrul consilierilor locali, aveți pe domnul care este șeful consilierilor locali. Liderul grupului. Liderul de grup, așa, Ion Țigănilă, care este și juristul. Mai aveți și pe doamna Ciulacu, care este avocat, oameni de specialitate. Nu puteți, adică eu, unul, nu pot să cred ca cetățean al acestui oraș că oamenii de specialitate, nu vă cer neașa, sunt profesori de limba română, n-a lui aviator, n-a lui inginer, nu sunt de specialitate. Nici nu pot să am pretenții la dumneavoastră și nici la dumneavoastră. Da, la oameni de specialitate, juriști, avocați, un proiect de hotărâre înainte, eu cred că se parcurge, se studiază, discută cu domnul Velicu, care e colegul dumneavoastră de partid. Și de-abia după aceea, în plenul ședinței Consiliului Local, votăm sau nu votăm. Orice să înțeleg eu că dumneavoastră votați așa, la foc automat, indiferent, practic, aveți automatismul ăsta, ridicatul degetelor. Ce se înțelege de un țiganilă din lucrurile? Da, ar trebui să înțelegem și mai ales referitor la acest proiect. Colegul nostru trebuia să vină cu
un zi, două înainte, într-adevăr, să vină și să-ți dezbate. Deci asta e lipsă de comunicare între dumneavoastră. Nu, 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 ba, comunicăm destul de bine. Dar o mică problemă pe care cred că a avut-o. Haideți, deci nu trebuie să acuzăm colegul nostru acum. La momentul respectiv a mai fost o situație pe care nu am luat-o în calcul, în sensul că, repet, cum am spus mai devreme, nu suntem juriști și nu am luat în calcul că la momentul respectiv când s-a supus la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre, nu s-a ținut cont de faptul că nu s-a ținut cont de ordonanța de urgență a Guvernului care a schimbat, a abrogat anumite legi, în baza cărora mi s-a pus nouă pe ordinea de zi acel proiect de hotărâre. Știați că s-a modificat, nu? Nu știam, atunci nu știam. Acum s-a modificat cu 5 zile înainte. Cu 5 zile înainte, atunci nu știam. Acum știu. Deci, ca să... Lăsați-mă să completez și eu un pic, pentru că au rămas niște elemente neatinse. Vis-a-vis de întrebarea domnului Mandu, motivul principal pentru care se inițiază acest proiect de hotărâre este cel legat de apariția noului cod administrativ, care a apărut pe data de 5.07.2019, publicat în Monitor Oficial, nu are termene tranzitorii pentru legislația la care noi facem referire, iar încadrarea pe legalitate a proiectului de hotărâre care a fost dezbătut în Consiliul Local, încadrare făcută de secretar care se prezumă că știe foarte bine ce face și dovada este clară că nu știe ceea ce face, a fost încadrat pe legea 215, care era abrogată cu 5 zile fix înainte de aprobarea în Consiliul Local. Drept urmare, este nul de drept proiectul respectiv și mai e un aspect, tot care atrage nulitatea respectivului proiect. Un domn consilier, acel domn care este consilierul și directorul de facto al operatorului regional și care se află în conflict de interese tot conform noului cod administrativ, a procedat la vot fără să-și anunțe interesele în ședința de consiliu. Acest aspect atrăgea oricum după sine nulitatea absolută a demersului. Da? Deci astea sunt aspectele principale pentru care grupul de consilieri PNL, fiind și consiliați de toți juriștii și avocații pe care PNL-ul i-are în momentul de față, s-a ajuns la concluzia că este cea mai bună abordare, iar domnul primar Barbu nu poate să spună că nu este real ceea ce susținem noi, pentru că asta este. Dacă o spune, trebuie să și demonstreze. Bun, cine... Dacă mai aveți ceva de... Da, noi, consilierii municipali, Partidul Național Liberal, ar trebui să știe și să cunoască municipiul Giurgiu că niciodată nu vom vota un proiect care să nu fie benefic municipiului Giurgiu, cât și județului. Mai ales că s-au accesat suma aceea mare, fabuloasă, de 43 de milioane de euro și noi ne-am folosit deja apă, canal. De ce să nu beneficieze și colegii noștri din județ? Noi asta trebuia să vină și să ne spună cu o zi înainte sau cu două că nu vom face nimic contra cetățenilor municipiului Giurgiu, deoarece noi, consilierii municipiului Giurgiu, vom fi mereu și suntem alături de municipalitate. De aceea noi am fost votați și ne-am asigurat, în toate punctele de vedere, că vom fi în slujba lor. Deci nu vom face absolut nimic decât numai și numai benefic pentru municipalitate, pentru cetățeni, atât ai municipiului Giurgiu, cât și din județul Giurgiu. Să se înțeleagă pentru totdeauna. Că nu vom vota sau nu vom face ceva să ne spună nouă PSD-ul sau să vină un alt partid să spună, da, domne, nu votați așa, nu! Nu! Vom fi numai și numai în sprijinul cetățeanului. Pe scurt, bravo. Vă mulțumesc frumos că ați venit pe canicul asta. Practic este vorba de respectarea cadrului legal între părți. Ne-a convenit atunci când am constituit și am fost de acord să intrăm cu operatorul în acest ADI. Am primit 43 de milioane de finanțare. Suntem în solidar, noi suntem oraș al județului Giurgiu și acum nu ne mai interesează când e vorba despre alte comunități. Bașca să mai accesăm încă 10 milioane, iar ulterior, peste 10 ani, peste 20 de ani, când vom avea nevoie iarăși de bani pentru a întreține rețeaua pe care am constituit-o cu acești bani, poate vom fi în eventualitatea de a returna acești bani. Mulțumesc frumos! Noi nu dorim să băgăm primăria municipiului Giurgiu să se înțeleagă pentru totdeauna într-o gaură și într-o dezastru mult mai mare decât există la ora actuală. E vorba de 43 de milioane care Giurgiu, dacă nu merge pe acest proiect
să-l definitiveze, va da banii înapoi. De ce să dăm noi? De ce să băgăm noi primăria în, într-o gaură atât de mare? Nu! Bun. E o groapă, da. Practic, domnul Felicu va tot stipula un articol al acestei legi 51/2006 și vă citesc. Este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației. Mersi. Da, aș mai vrea să completez eu ceva și închidem subiectul. În actul constitutiv pe care vă spuneam că reprezentanții trimiși de către teoretic Consiliul Local, practic primarul Barbu, la operatorul regional de apă și canalizare, la articolul 7.3 spune așa: prin prezentul act constitutiv, acționarii acordă asociației, ai cărei membrii sunt, următoarele drepturi speciale. Și vă rog frumos să le rețineți și să le preluați dacă se poate. Propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație. B. Propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație. C. Propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății. D. Acordă avizul conform asupra regulamentului de organizare și funcționare al societății înainte de aprobarea acestuia în adunarea generală și în Consiliul de Administrație. E. Acordă avizul conform asupra programului de activități și strategii propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală. Acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile articolului 3 alineatul 3 din prezentul act constitutiv. G. Acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și cele prevăzute în contractul de delegare pe care tot noi îl monitorizăm, da? Asupra destinației și cuantumului acestora, exact ce vă spuneam eu, că se direcționează banii după bunul plac fără avizul conform al asociației, ceea ce este nelegal și la limita penalului, da? Pentru ca adunarea generală ordinară să poată lua hotărâre. Deci fără aviz nu poate lua hotărâre. Ei n-au ținut cont de absolut nimic. Vă anunț că mai sunt încă multe puncte pe aici. Niciun punct din ăsta nu a fost respectat de când domnul Barbu își impune oamenii și fac acei oameni ceea ce spune dânsul, nu ceea ce spune legea. Este un document al dumneavoastră al ADI. Nu, domnule, este actul constitutiv. Nu, e lege, eu vă întreb. Da, e lege. Are caracter de lege. Deci noi vorbim... Are caracter de lege intern, ca serviciu de regulament. Domnul Mandu, dar legea 51, legea 51, care e lege organică, ce caracter are? Iar OAT-ul Giurgiu a semnat. Dar contractul, dar contractul de finanțare semnat de operator cu AMEPOIM MFE, ce înseamnă? Unde spune foarte clar, ne obligăm prin prezentul act să respectăm regulile in-house și toată legislația impusă de Comisia Europeană pentru a putea accesa. Da? Și nu respectă nimic. Asta cum e? Situația e clară. Doar că, sigur, e greu de digerat volumul ăsta mare de informații și poate trebuia... sau măcar de acum încolo trebuie abordat periodic subiectul ăsta. Sperăm să aibă o evoluție favorabilă. Da. Noi vă mulțumim pentru prezență. Sperăm că nu v-am plictisit și sperăm ca prin această conferință de presă să reușim să clarificăm măcar o mică părticică din acest hățiș de probleme cu care ne confruntăm la ADI pe acest proiect de apă și canalizare. Vă mulțumim frumos.